Schimbările climatice vor provoca și dispariția sau, în cel mai fericit caz, reducerea suprafețelor cultivate cu anumite culturi. Pe măsură ce condițiile de vreme se schimbă, fermierii vor întâmpina mari eforturi în a menține anumite culturi la nivelul solicitat de piețe. În aceste condiții este de așteptat ca anumite produse alimentare să iasă din dieta obișnuită. Conform ziarul evenimente.ro, ce înseamnă însă tradiție? Nu doar cafeaua turcească este preparată astfel. Rețete vechi de cafea la ibric vin și din Grecia și Armenia, însă tot despre influențe otomane este vorba. Rețeta de cafea la ibric tradițională începe cu măcinarea boabelor într-o râșniță, nu cu mult timp înainte de a trece la prepararea cafelei, un aspect foarte important dacă îți dorești să ai parte de gustul autentic. Nu este o cafea tare, dar poți adapta rețeta tradițională în diminețile în care ai nevoie de o porție dublă de energie. Iată care sunt pașii pe care i-ai de urmat mai departe. Pentru prepararea unei singure cafele, adaugă în ibric o ceașcă plină cu apă, o linguriță de cafea cu vârf și o linguriță de zahăr. Dacă este vorba despre o ceașcă mare, vei avea nevoie de o cantitate de cafea mai generoasă, aproximativ 2 lingurițe. Mierea poate fi folosită ca înlocuitor pentru zahăr, dar în acest caz ea trebuie adăugată la final, nu înainte sau în timpul fierberii. Pasul al doilea constă în amestecarea și punerea ibricului pe plită la foc mediu. Secretul cafelei la ibric stă în modul de fierbere, care nu are nicio legătură cu graba. Aproximativ 3-4 minute, cafeaua proaspăt măcinată, păstrându-și astfel aroma. 3. În momentul în care cafeaua începe să se umfle, ia ibricul de pe foc, adună cu o linguriță caimacul format deasupra și toarnă-l în ceașcă. Unele rețete te îndeamnă chiar să presari puțină cafea măcinată peste cantitatea din ibric, să amesteci și să obții astfel caimacul. În sfârșit, poți turna în ceașcă cafeaua, care se consumă fierbinte alături de un pahar de apă. Chiar dacă rețeta tradițională nu prevede acest lucru, cafeaua la ibric va fi mai gustoasă dacă adaugi la suprafața aceștii puțină scorțișoară, migdale măcinate sau o picătură de esență de vanilie, relatează ziarul evenimente.ro.